Bagajele sunt gata, dar oare ce e cutia misterioasă? Scrieți-ne în comentarii! În acest vlog plecăm într-o călătorie! Acesta e un indiciu! Și eu pregătesc bagajul, dar încă nu am terminat. Și eu pregătesc bagajul, dar încă nu am terminat. Voi pregătiți bagajul? Eu nici nu l-am început și nici să-l termin nu am de gând. Pentru că mă ajutați voi, abonații noștri. Cum să te ajute ei de acolo, din fața ecranelor, când avem nevoie de oameni aici? Păi, mami, dacă ei vor veni cu un mare like la acest videoclip, eu voi avea spor mai mare. E și asta o idee, așa că susțineți-ne cu un mare like! Apasă chiar acum butonul de like, pentru tine durează doar o secundă, astfel încât tata să-și termine și el bagajul tot într-o secundă! Voi vreți să ne vedeți într-o călătorie, într-o nouă călătorie? Și voi să veniți odată cu noi în călătoriile noastre! Într-o țară în care n-am mai fost niciodată! Pe un continent pe care n-am mai fost niciodată! Într-o călătorie atât de lungă încât n-am mai fost niciodată. Mami, să lăsăm vorba. Abonații noștri deja și-au făcut treaba. Hai să ne facem și noi. O parte din bagaje. O, așa. Așa, o peste 20 de kilograme, nu știu cum să zic. Da, da. E grea. Ia să vedem. Pot? Avem limită de 20 de kilograme, ceea ce înseamnă că... Vom merge cu avionul? Nu știu, spuneți voi ce credeți în comentarii. Teodora este mai ușoară decât acea geantă. Am 24 de kilograme, iar aceasta trebuie să aibă 20. Vedem noi mâine, la cântar. O, așa. Dacă nu se închide, se ridică înapoi. S-a închis! Yes! Deci mergem! Merg în casă! Să mai aduc ce mai este de adus. Fetelor, gata? Sunteți toate? Sunteți în mașină? Nu! Lipsește Bri! Trebuie să o luăm de la grădiniță. Ah, ce m-am speriat! Am crezut că e în casă. Să mergem! Briana nu știe unde mergem. Cutia cu surprize este aici, avem cutia cu minuni pentru concediul nostru. Când facem unboxing-ul? Scrieți-ne în comentarii când vreți să aflați ce e în cutie. Sau dacă vreți să aflați ce e în cutie. De cutia asta depinde toată călătoria noastră. Fără ea nu putem pleca nicăieri. Uf, în loc să fac dreapta era să fac stânga și plecam din Oradea fără Briana. Cum ar fi fost? Briana singura acasă! 3. Una! Și acum la drum! Să pun din nou centura, să pun din nou centura. Alimentez pentru că nu reușim să ajungem la prima noastră destinație. Pentru că, de fapt, facem un popas până la destinația finală. Un popas nu aici la benzinărie. Aici e doar să ne alimentăm și să alimentăm mașina. Fufuleț simpli eco. Și ceva inedit. Deși suntem încă acasă. Pătrica pentru Ari? 100 de lei e mare, mami. Nu, ne trebuie mică. Aici avem chipsuri naturale, cu legume și cu fructe. Teodora are cumăr. Briana are... Nu, eu nu am cumăr. A, nu? Unde sunt cele cumăr? Aici. Are cuculeții. Dar și ei sunt naturale? Aici cumăr. Toate sunt golden eco. Apple. Aici cred că e țelină, cartof dulce și feclă sau păstârnac ceva. Pe aici avem, cred că, cartof normal, cartof dulce și feclă. Iar Bri? Avem aici. Arată Bri cum arată. Cartof. Cartof foarte sucit. Să vedem acesta cum e. Da. Nu suntem curioase. Cum primești? Acela este cartoful normal. Acesta este cartoful dulce. Și sfecla. Foarte bun. Și sănătoși. Perfect de luat la drum. Și nici nu facem reclamă. Am ajuns în Cluj, capitala Ardealului, cum mi se mai zice. Am oprit iarăși la o benzinărie și atenție, nu mai facem mâncând 24 de ore la benzinărie. Deși tot asta facem, știi? Dar nu mai punem. Oh, bă, chiar am arătat ce am luat. Bun apeț! La Cluj este zăpadă. Vâr. Cutia o avem aici, încă nu vă arătăm ce e în ea, nici noi nu știm exact ce este, dar aici este răspunsul la întrebarea unde mergem în concediu. La mare sau la piscină. Peste tot. Vrea bani și ea vrea ceva. Sunt calde mâinile.
Hai, urcă! Eu vreau perniță cu migdale, mami, te rog! Hai, urcă în mașină! Te rog! Da, imediat! Până acum mă duceam și mă și întorceam! Bine! Am ajuns! Am ajuns! Am ajuns! Nu pare eu ca în față, doar ce a venit în față. Da! Hai să mă eliberez de aici și să coborâm mai repede! Dar unde credeți că am ajuns? Undeva, secret! Am mai fost aici nu de mult. Să rămână nașa, să rămână nașule. Am ajuns. Bine, și ne-am ajunsat direct la masă. Poftă bună să avem. Cred că rugăciunea ați făcut-o înainte. Am făcut-o. Doamne ajută. Poftă bună. Poftă bună la toată lumea. Mulțumim. Drum bun pentru mâine. Doamne ajută. Și ilustrație plăcută. Mulțumim. Pijamalele sunt pregătite, Teo deja este schimbată. Noi am ajuns la naș sus, ne cazăm aici. În noaptea aceasta a venit și Pri. Și să deschidem oare cutia acum? Cutia misterelor. Lăsăm pe mâine? Da. Nu! Mara doarme de... Mara doarme și ar fi bine să fie și ea prezentă. Așa că mai așteptați puțin. Pentru voi, doar câteva secunde. Hai. Pentru noi, o noapte întreagă. Revenim dimineața în forță. Direct la... micul dejun. Trădească mai departe. Mai departe, urmează în curând. Un drum super pe țară, printre dealuri. Arată foarte rustic. Și asta pentru că drumul nostru are o mică ocolire. Mergem la biserică. Astăzi este sărbătoare, așa că mergem să-l vedem un pic pe nașul slujind. Nu o să stăm prea mult. Intrăm, ne închinăm și ne vedem de drum. N-am putut să stăm mai mult. Ar fi ieșit părintele cu sfintele daruri și ne-ar fi dat binecuvântare, dar trebuie să ajungem. Pierdem biletele. La tren? Ce tren? Trenul? Nu vreau cu trenul. Totul depinde de ce este în cutie. Deschidem cutia în scurt timp. Cutia misterelor ne însoțește. Oare ce este aici? Nu am deschis-o nici măcar acum. Are ceva moale. Dar am o propunere. Da, da, să o deschidem? Asta e propunerea ta? Exact. Așteaptă de prea mult timp abonații noștri să afle ce e în cutie. Și nu numai abonații, tati, și noi vrem să aflăm. Eu nici nu știu sigur dacă tu știi ce se află în cutie. 100% nu știu ce e, dar bănuiesc. Chiar dacă știi ce e, nu știi cum arată. Așa că, haide să vedem. Pregătite, fetelor! Da! Și acum, tam-tam, prima bandă scotch. Iar scotch. Pe unde? Am reușit. Și. Tricouri! Cineva ne-a trimis tricouri. Asta ne-a trimis cineva pentru Disneyland. Oare mergem la Disneyland? Totul depinde de ce e în cutie. Ok. Pe locuri, fiți gata? Ceva roz? Wow! Și avem pentru Ari! M-Travel ne-a trimis tricouri. Mulțumim agenției de turism M-Travel din Craiova pentru că ne ajută cu vacanțele noastre. Site-ul este 4mtravel.ro. Vă arăt aici exact unde îi găsiți. Vă recomandăm să căutați acolo cele mai potrivite vacanțe pentru voi. Și să continuăm cu unboxing-ul nostru. Cred că e pentru Teo. Vreau. Și pe spate Mara. Pentru mami și tati. Mulțumim tare mult pentru cadou. Și ce mai avem în cutie? Că nu e doar atât. Cred că v-ați dat seama unde mergem. Scrieți-ne în comentarii. Avem sticăre cu agenția de turism. O grămadă de sticăre. Și tobele. Biletele de avion. Pentru că vom zbura cu avionul. Destinația ați ghicit-o deja, pentru că scrie pe tricouri. Mergem în Dubai. Este pentru prima dată când vrem să călătorim în Dubai. Sperăm să găsim distracții super interesante și voi să le trăiți odată cu noi. Abia aștept să ajungem pe alt continent. Cred că v-ați dat seama unde mergem. Scrieți-ne în comentarii. Avem sticăre cu agenția de turism. Am ajuns la
parcare, nu în aeroport. Vom lăsa mașina într-un spațiu privat. Parcarea din aeroport, am înțeles că e mai scumpă și am ales varianta asta. Mașina rămâne aici, așa că trebuie să fim atenți să luăm acum tot ce avem nevoie. Oare să luăm pernele de gât? Îmi iau și pernele și cărțile. Bagajele. Da. Să le luăm? Da, trebuie să le luăm. Le punem și alții bilduri. A venit mașina. Ce mare, ui. Următoarea, eu mai am. Pam, pam. Și ultimul bagaj. Și căruțul. Gata. Abia aștept. Mie mi-e frică. Și fuguța pe terminalul de plecări. Sperăm să fim la timp. Sau poate am ajuns prea devreme, tati. Ce la timp? Facem check-in-ul. Și valiza e pe bandă. Ne-am încadrat perfect. La întoarcere va fi. 6, 6 a zis. Hai. Călătorie plăcută, așa ne urează pe porți. E prima dată când venim pe aeroportul din Cluj. Da. Yay! La Cluj! Credem că extind aeroportul din Cluj, deoarece sunt aceste floare și săl de așteptare făcute din containere. Un singur stand plăcare pe aeroportul din Cluj. Să vedem ce avem de ales de aici. Dobrioșă cu ciocolată. Gogoașă? Da. Dobrioșă. Ce aia de... Poftă bună, Ari! Ce aia de... A început îmbarcarea, deci mergem în avion. Yay! Mi-e muzică, mă frică să nu fie turbulență, sau să picăm jos. Dar mie îmi place când atunci, dacă ne băgăm în apă sau ceva, nu știu cum se făcea. Ne băgăm după garnul ăla. Când o să ajungem acolo? Vedem, nici noi nu știm unde vom ajunge exact. Nu, în avion! Deschide toboganul! Aia e rău dacă se deschid toboganele, alea sunt ieșirile de urgență și nu-i bine. Hello, crazy crea! Hai, Mara, cu cititul. Ai timp să citești 5 ore în avion, Mara. 5 ore? Păi termin cartea și apoi ce fac? Mai e una în bagajul de cală? Da, dar n-am luat-o la mine în bagajul de cală. În 5 ore termin pasta și când ajungem citești alta. Păi eu termin pasta mai puțin de 5 ore, mai am mai puțin de jumătate. Lasă că o citești pe a Teodorei. Da. O pică, asta este a mea. Am dat-o cu până brațe și eu. A, hai. Urcăm în autobusul care face transferul de la aeroport către aeronavă. Foarte aglomerat. Mulți oameni vor în Abu Dhabi. Well. Ce facem? Oare în care avion urcăm? Am scăpat de cărut? Hai să vedem cum scăpăm și de mare. Pe mine nu știu, dar tu ai alte locuri decât noi, așa că de tine scăpăm. Da, ne-am cam separat prin avion la locuri. Adică e în alte locuri în spate, cu alte persoane. Și mergem, suntem în avion. Sperăm să decolăm cât mai repede. Mai trebuie să trebuie cum e un bun. Avem emoții. Plecăm. Și Ari e pus în centura de siguranță specială pentru bebeluși. Vezi cum salută. Pe tine te salută. Plecăm imediat. Decolăm. Merge cu viteză și apoi ne dăm în sus. Ari, fericită făceam mai devreme. E prima dată când Ari zboară în afara burticii. Parcă sunt într-un calul fel de ala. Cât de frumos se vede, parcă e zăpadă peste tot. Lucruri interesante. Frumos. Zici că zburăm deasupra unui nor făcut din vată de zahăr. Uite cum doarme Ari pe pernuțe. Mă rog, acum s-a trei zici. Foarte fai. Și ia pe dimineața. La vara e iute. Sper să fie bună.
ore și jumătate și mai avem 3. Deci abia atât 2 ore jumătate și mai avem o grămadă. Eu sunt aici! Wow, se vede. Suntem deja în Asia. Și zăpada încă e. Ar trebui să se încălzească. Să fie zonă mult mai caldă. Dar e plin de zăpadă. Acum e și rândul meu la citit. Vreau ceai. La câtă zăpadă e, nu zici că mergem în Dubai, zici că mergem în Laponia. Așa e, e foarte frig afară. Pentru că se vede. Nu putem să simțim. Pentru că suntem în avion și nu putem să ne dăm jos din avion. Briuța vrea să doarmă. E tati. Soarele a apus. În partea dreaptă, iar în partea stângă e noapte de-a minelea. A doua rundă de cumpărături. Dacă e cursa mai lungă, fetele se plimbă de mai multe ori cu gheridonul pe aici. Ari! Mara, ce ți-ai luat tu? Niște sixuri cu ciocolată. E o napolitană cu ciocolată și suc. M&M. Diana doarme. Ceturile. Urechile. Aterizăm! Los! Se deschide roțile, că dacă nu e de rău. Sper să coborâm cu bine! În 3, 2, 1... Si! Am aterizat bine! De tare, iar Ari n-a avut nicio reacție, doarme! Și prima dată în Asia! Abia aștept să decât cel al europei. Am aterizat în Abu Dhabi. Am înțeles că e mai ieftin să aterizez pe Abu Dhabi. Nu știu, dacă știți voi, scrieți-ne în comentarii dacă o fi așa. Noi din Cluj doar pe Abu Dhabi am avut aterizare. Și de aici transfer către hotelul din Dubai. Deci mai durează vreo oră și ceva. Dar să vedem cât durează până luăm bagajele. Pentru Are a fost primul ei zbor. Și a ieșit de acolo foarte transpirată. Pilotul a fost foarte bun, nu au durut urechile deloc. Am aterizat în siguranță. Și nu au fost foarte multe turbulențe. Foarte puțin. Deloc. A fost mai la un moment dat și am văzut de altă și ce este aici? În ce direcție? Luăm săgeata încolo, deci încolo. Urmează controlul de frontieră. Și ne plimbă banda. E doar o bandă de o porțiune de drum. Puteți să ieși pe lângă și să mergi sau să stai frumos, să te mai odihnești un pic. Foarte mare, acesta e aeroport. Dacă acesta e mare, oare în Dubai? Cât de mare e? Taxi gratuit, ca să nu mai mergem așa mult. Hai, Bri! Cineva ne-a direcționat către lift. Ne-a văzut echipă mare și a făcut milă de noi. Și acum suntem fără bagajele de cale. Cum o să fie cu ele? Și fără căruți. Vom mai avea încă vreo 6 bagaje. 5 ale noastre plus căruțul. Deci un control de frontieră. Wow. Așa ceva eu n-am mai văzut. Privirea printr-un aparat. Look here. Și am întrebat, and the baby need to look here? No, no, no. Ne-a luat amprente ceva, pentru că ai trecut cu mâna printr-un aparat sau te-a scanat de droguri. Nu știu ce era ăla. Era cu lumină verde? Cred că erau amprentele. Da, dar n-ai, nu, n-am pus jos. Și aproape suntem toți, vine și Mara. Yay! Hai, Mara! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toată gașca după bagaj. Ne-am speriat că nu avem căruțul, dar... Dar căruțul e primul pe care l-am recuperat. Hai, Ari! Hai, bebe! Noroc de Ari, că dacă nu plângea, mai stăteam ceva la control. Asta am uitat să menționăm. Da, ne-a scos, Ari ne-a scos în față, dar acolo nu puteam filma. A început să plângă și să plângă, parcă ar fi știut. După ce am trecut de control, n-am mai plâns. Bagaje recuperate, se văd ușor după etichetă. Le-am pus simbol de la agenție. Restul sunt acolo. Hai, la bandă. Ariana făcea așa, hai, la bandă. Ai venit toate bagajele. La rând, la ei, toate bagajele sunt unde trebuie. Iar acum, în Dubai, vom avea transfer. Vedem cu ce. Suntem până la hotel.
Ne-a așteptat cineva de la agenția de turism mare. Noi să stăm înăuntru să așteptăm autobuzul cu numărul 2. Și noi cum suntem ascultători, așa vom face. Vă povestim exact pas cu pas toată călătoria noastră, să vă inspirăm și pe voi sau să vă ajutăm cumva. Poate veniți și voi pe aici. E foarte frumos, e altceva. Deja e altceva. Și stați să vedeți ce o să urmeze de acum înainte. Așa arată banilor. Dirham se numesc. E foarte cald, dar foarte sufoc. E ca la mare. Gata, mergem. Hai, la drum, în caleașca ta, prințesă. Încă o oră și ceva de mers cu autocarul. Ce ai zis? Ce credeai? O oră, am crezut un minut. Asta pentru că mergem în Dubai. Noi suntem în Abu Dhabi, aici. Tati în față, noi aici. Fetele în spate. Haideți, fetelor. Ne grăbim, suntem mulți și cu bagaje multe. Și deja cei care erau un grup cu noi sunt în față. Aeroportul ăsta are kilometri și aerogara la fel. Welcome to Dubai. Dar bine. Încă nu welcome to Dubai, because we are in Abu Dhabi. Habibi, come to Dubai. Habibi, you said in money to come to Dubai. Teodora a dormit. Și Ana a dormit, a și transpirat toată, dar tușește. Iar Bri vorbește într-una. Așa spune, e foame, e foame, e foame. Am văzut câteva mecuri și tot tună cu mecurile pe aici. Cred că am ajuns și tot scoboară aici, deci suntem mai mulți ca să la acest hotel. Wow, cum arată? Are. Hai. Așa ne începem aventura. A rămas curată în mână. Sperăm să se repare. S-a rezolvat, trebuia doar să apeși pe un buton și să pui roata la loc. Hotelul îmi place, adică ceea ce văd până acum e chiar ok. Avem camera la etajul 32, de unde este cel mai frumos view. Așa că încheiem vlogul aici, nu vă arătăm acum camera, nici view-ul de la etaj. Revenim în următorul vlog, până data viitoare, pa, pa! Mulțumim că ați ajuns până la final! Vă mulțumim că ați ajuns până la final! Vă mulțumim că ați ajuns până la final!